Moartea este cel mai mare rău. Oare? Rămâi în continuare ca să aflăm ce este subiectiv și ce este obiectiv în această afirmație. Cei mai mulți oameni consideră că spiritualitatea este ceva pur subiectiv. În această serie ne propunem să dezbrăcăm spiritualitatea de subiectivism și să încercăm să dăm răspunsuri obiective la probleme spirituale. Este moartea cel mai mare rău? Dacă da, pot face ceva în legătură cu aceasta? Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta despre acest subiect. Moartea a fost văzută dintotdeauna ca fiind cel mai mare rău care ți se poate întâmpla. Și într-un fel așa este, pentru că ea ne privează de cel mai mare dar, viața. În plus, este un drum cu sens unic. Oamenii trec dincolo de ea și nu mai vin înapoi. Iar misterul acestui dincolo este copleșitor. Din aceste două motive, în unele culturi sau religii, oamenii au încercat să se împrietenească cu moartea ca să o îndulcească, ajungând până la a face glume pe seama ei. Știi cum se zice, fă-te prieten cu dușmanul ca apoi să poți să-l învingi. Însă prietenia aceasta este de fațadă și are picioare scurte. Indiferent de bravadă, omul când ajunge față în față cu moartea, se îngrozește și ar face orice să o amâne. Chiar și pentru un sinucigaș, ultimele clipe sunt tot de groază. De aceea, cei mai mulți sunt în stare să dea orice ca să câștige măcar o zi, până acolo încât ajung să se dezumanizeze. Iar motivul este simplu. Moartea este un dușman în fața căruia omul știe că este învins. Și Biblia vorbește despre moarte tot ca despre un arhidușman. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea, spune Pavel. Aici apare și prima veste bună, și anume că moartea va fi nimicită. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, spune Apocalipsa despre finalul istoriei acestui pământ. Apare natural o întrebare, dacă omul este zdrobit în fața morții, cine învinge acest dușman atât de puternic? Întreg Noul Testament îl prezintă pe Iisus ca fiind cel ce nimicește puterea morții. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, zice tot Pavel într-una din epistolele sale. Și tocmai pentru că Iisus a învins-o, Biblia nu prezintă moartea ca fiind cel mai mare dușman al omului. Tot în cartea Apocalipsei, descriind evenimentele dramatice ale istoriei, Ioan spune că în acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Iar la sfârșitul timpului zice despre cei răi că vor zice munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie, cerând moartea ca fiind mai de dorit decât întâlnirea cu cel ce urmează să-i judece pentru răutatea lor. În antiteză, despre cei găsiți buni în acele timpuri, Biblia zice că ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Pentru că ei au murit în Domnul, se împărtășesc de biruința lui Iisus asupra morții. Pentru ei moartea este cel mult un dușman înfrânt. Biblia vorbește așadar de un rău mai mare decât moartea, și anume despre a fi găsit rău atunci când te întâlnești cu ea, pentru că moartea nu face altceva decât să sigileze starea în care te afli. Dacă ești găsit rău la întâlnirea cu moartea, ea te va învinge definitiv, pentru că ești singur în fața unui dușman mai puternic decât tine. Dar dacă ești în aceeași tabără cu Iisus, moartea este un dușman învins. Iar atunci când Iisus te va chema la viață, ea nu va putea să te țină. Așadar, preocupă-te mai puțin cu momentul în care te vei întâlni cu moartea și mai mult cu starea în care te afli atunci când te vei întâlni cu ea. Căci ea vine pe neașteptate, așa cum se vede în zilele acestea, și îți va sigila soartea pentru veșnicie, ori de partea celor răi, ori de partea celor buni. Deci nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Fă și tu pasul către tabăra celor care înving moartea.